Un caz similar cu cel al lui George Floyd a fost filmat în Cehia. Incidentul a avut loc în orașul Teplice, un oraș aproape de granița cu Germania. Imaginile sunt șocante, vă pot afecta emoțional, atenție. Un polițist a stat cu genunchiul pe gâtul unui bărbat de etnie romă pe care îl aresta. Suspectul nu a mai ajuns la secție, deoarece a murit pe drum în ambulanță. Imaginile cu intervenția poliției au fost postate de o grupare care promovează drepturile romilor și au fost distribuite intens în cadrul acestei comunități. Oamenii legii au fost acuzați de rasism și imediat situația a fost comparată cu cazul din Statele Unite, George Floyd. Răspunsul poliției cehe a fost un sec. Nu este niciun Floyd al Cehiei, deoarece autopsia a arătat că decesul a fost provocat de droguri, nu de genunchiul pus pe gât. De asemenea, pe contul oficial de Twitter al poliției a fost pus un clip în care arată ce făcea bărbatul decedat înainte să vină poliția. Se bătea cu o altă persoană și lovea mașini la întâmplare.